Prin proiectul de hotărâre renominalizat se constată încetarea înainte de termen a mandatului de avocat al poporului, al doamnei Natalia Moloșag, în legătură cu demisia acesteia, urmarea înregistrării în Parlament a cererii de demisie doamnei Natalia Moloșag. Stimați colegi, proiectul 385 din 08-12-2021, votat de 82 de deputați. Așadar, cu votul a 52 de deputați PAS, care cu doar două luni în urmă au votat pentru numirea Nataliei Moloșag în fotoliul de avocat al poporului, dar și cu 25 voturi de la fracțiunea BEX și 4 de la ȘOR, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului lui Moloșag a fost aprobat. Se întâmpla în jurul orei 13, deși cu 3 ore înainte de vot, Natalia Moloșag a depus la Parlament o solicitare de anulare a cererii de demisie. Decizia de a solicita anularea cererii de demisie a fost luată urmare a constatărilor Controlului General asupra patrimoniului Oficiului Avocatului Poporului, desfășurat în cadrul instituției în perioada 11 octombrie-8 decembrie, de către Comisia de Inventariere. Un alt motiv care a determinat-o pe avocata poporului de a lua decizia de solicitare de anulare a cererii de demisie îl constituie intenția de a nu periclita activitatea Oficiului Avocatului Poporului și de a asigura continuitatea activității instituției. Avocatul poporului, Natalia Moloșag, în perioada imediat următoare cererii demisiei, a depus eforturi pentru a soluționa criza instituțională în Oficiul Avocatul Poporului și a avut un dialog deschis și eficient cu echipa. Se arată în comunicatul emis de instituție. Parlamentul a votat încheierea mandatului lui Moloșag, cu toate că, inițial, proiectul nu era pe ordinea de zi a ședinței de joi. În conformitate cu prevederile articolului 46 alineatul 1 din regulamentul Parlamentului, solicităm respectuos includerea în ordinea de zi a ședinței plenare de astăzi a proiectului de hotărâre a Parlamentului privind încetarea mandatului avocatului poporului. Am contactat-o pe Natalia Moloșag în repetate rânduri pentru a obține un comentariu la decizia celor din legislativ. Aceasta însă nu ne-a răspuns la telefon. În momentul de față, funcția de avocat al poporului este iarăși vacantă. Interimatul va fi asigurat de avocata poporului pentru drepturile copiilor, Maia Bănărescu. Natalia Moloșag și-a depus cerere de demisie în data de 2 decembrie, asta deși cu o zi înainte spunea că nu o va face în perioada următoare. Scandalul s-a iscat după ce în spațiul public au apărut detalii privind cărora un fost condamnat pentru proxenetism iar fi mâna dreaptă în instituție și ar participa la ședințe și la vizite de lucru. Moloșag a explicat că acesta, căruia i-a fost și avocată, și-a ispășit sentința, iar acum a încheiat un contract de prestări servicii fără remunerare, ea ajutându-l să se reintegreze în societate.